combinată de tratament pentru pacientul X, conform stării lui biologice. Sigur, e o analiză foarte complexă care ține... Asta chestie care vine și din homeopatie, nu? Sigur, absolut. Sigur că da, sigur că da. Eu o să mai explic în câteva cuvinte și ce putem face pentru pacienții grav bolnavi. Din păcate, noi în România cu aceste cazuri ne confruntăm cel mai mult. Sunt pacienți foarte grav bolnavi care au boli manifeste de ani de zile, care au trecut prin majoritatea spitalelor și care nu mai au soluții. Vin la noi la medicină integrată Science Med, cumva așteptând o soluție miraculoasă, suntem ultima lor speranță. Și vestea bună este că, într-adevăr, suntem o speranță pentru acești pacienți foarte grav bolnavi. Care, cum se zice, de către români, pe pielea lor constată eficiența abordării astea complexe. Sigur că da. Deci putem ajuta și acești pacienți foarte grav bolnavi. Din păcate, rezultatele apar într-un timp mai îndelungat, în momentul în care o boală este deja foarte veche, de câțiva ani. Nu poți obții vindecarea într-o zi, două, trei, o săptămână. În general, rezultatele apar după o lună și cele mai importante rezultate se văd după două, trei luni. Totul este ca pacientul să aibă răbdarea necesară și încrederea să continue tratamentul și rezultatele apar cu certitudine. Avem sute, poate chiar mii de asemenea pacienți foarte grav bolnavi care au venit la noi și mulți dintre ei trimiși acasă din clinici mari cu diagnostic incurabil, deci oameni trimiși pe românești acasă să moară în patul lor. Așa. Și pe care am reușit să-i punem pe picioare. O să o las pe doamna doctor să vă dea câteva cazuri concrete, pentru că, repet, noi nu doar vorbim, și facem și dovedim ceea ce afirmăm. De altfel, doamna doctor Mihaela Hanganu, în numele clinicilor, a prezentat la diverse mari conferințe de medicină integrată și medicină naturistă cazuistica clinicilor Hanganu și a stârnit un mare interes. Aș vrea să mai adaug ceva, faptul că atunci când facem profilaxie și chiar și atunci când tratăm, dar mai ales când facem profilaxie, deci până ca boala să se declanșeze, de fapt noi acționăm pe ceva foarte important, pe predispoziție. Pentru că cu toții ne naștem cu niște predispoziții la îmbolnăvire pe care le moștenim din generații și pe care nu le cunoaștem, dar le putem afla cu ajutorul aparaturii pe care noi o avem la dispoziție, în special prin electrosomatografia interstițială, care ne arată deja anumite predispoziții pe termen lung către a declanșa anumite leziuni organice în anumite organe și totodată vedem care ar fi predispoziția înnăscută. Iar cu ajutorul aparatului de biorezonanță putem să vedem care este predispoziția din punct de vedere energetic, pentru că trebuie să înțelegem că ne naștem cu un corp energetic, de fapt cu acea aură, care de la început este afectată chiar de la naștere. Și acolo există niște puncte slabe care, în legătură strânsă cu punctele slabe din codul genetic, din ADN-ul celular, pe care îl avem de la naștere, și împreună cu factorii de mediu cu care ne întâlnim în viața noastră, cu factorii psihici, cu stresul, cu poluarea și așa mai departe, declanșează la un moment dat bolile așa cum le cunoaștem noi din medicina clasică. Dar este foarte important să înțelegem că boala, odată declanșată și la nivelul anumitor organe, de fapt condensată, este doar o expresie. Este doar o expresie tardivă a acestor predispoziții cu care noi ne naștem, atât la nivel energetic cât și la nivel somatic, la nivelul ADN-ului celular, și pe care noi le putem influența cu ajutorul medicinei integrate Science Med. Pentru că noi folosim metode foarte noi și totodată care personalizează, așa cum spunea și domnul Condurățeanu și domnul director, personalizarea este un punct esențial al acestui tratament, pentru că nu sunt doi oameni la fel. Știm asta și folosim acest dicton și în medicină clasică. Din păcate, terapia însă nu este foarte bine personalizată în medicina clasică, în medicina alopată, dar cu ajutorul acestor metode pe care noi le avem la dispoziție, putem face o ierarhizare a principalelor medicamente de sinteză pe care le considerăm necesare într-un caz grav de boală deja declanșată, cu ajutorul aparatului de biorezonanță. Pentru că acest aparat ne ajută nu doar să obiectivăm acele dezechilibre pe care le avem la nivelul corpului energetic și care corespund
răspund predispozițiilor energetice la îmbolnăvire din corpul fizic, ci putem să verificăm foarte bine eficiența terapiei și asta de față cu pacientul. Indiferent care terapie, că este fitoterapie, deci cu extrase din plante, că este vorba despre gemoterapie, că este vorba despre homeopatie sau medicament alopat, medicament de sinteză, acest aparat ne ajută să alegem care este cel mai potrivit tratament pentru pacientul pe care îl avem în fața noastră. Iar în principiu, homeopatia este prin modul în care, prin strategia consultației pe care o desfășurăm cu pacientul, individualizează în mod clar diagnosticul, care este un diagnostic de medicament homeopatic și care, cu ajutorul căruia tratăm întregul pacient, întregul corp, nu doar bucățele separate, așa cum facem în medicina clasică, în care terapia este strict simptomatică și cel mult fiziopatologică, dar nu ajunge la esența problemei, pentru că trebuie să înțelegem că noi suntem un tot, nu suntem formați din piese asamblate pe care le schimbăm cu ușurință. Când un organ suferă sau o celulă a unui organ suferă, acea informație se transmite la nivelul întregului țesut al acelui organ și la nivelul întregului organism. Prin urmare, dezechilibrele noastre sunt globale. Că mai târziu, în timp, după evoluții îndelungate, desfășurăm și condensăm boala la un nivel organic, într-o parte sau alta a corpului, asta ține și de predispoziția genetică, dar până atunci noi suntem afectați în ansamblu și bineînțeles că și în momentul în care s-a declanșat boala organică suntem afectați în ansamblu și trebuie să tratăm în ansamblu. Vom administra un tratament strict personalizat fiecărui pacient în parte, indiferent dacă, din punct de vedere al medicinii clasice, avem aceleași diagnostice de boală. Pentru că reacțiile noastre sunt total diferite, în aceleași condiții de viață reacționăm diferit, prin urmare și tratamentul trebuie să fie diferit și adaptat fiecăruia în parte. Este foarte important să înțelegem că boala apare inițial la nivelul corpului energetic și apoi, în funcție de fiecare om în parte, dezechilibrele se transferă la nivelul metabolismului celular pe care, și microcirculației pe care le putem pune în evidență cu ajutorul electrosomatografiei, iar vindecarea nu poate surveni decât dacă tratamentul este al persoanei și global la nivelul corpului energetic. Deci acel tratament informațional care trebuie să atingă acest nivel al energiei și informației în mod personalizat și global și apoi în mod automat organismul la nivel fizic va reînvăța să funcționeze corect, deci la nivel biochimic, el va primi o informație corectă pentru a funcționa corect și pentru a-și repara eventualele leziuni pe care le are deja declanșate. Am să vă prezint, dacă e posibil, cazul unui pacient în vârstă de 57 de ani, care a venit la noi cu o hipertensiune arterială declanșată de cunoscută de dânsul de 5 ani, putea să fie mai demult și n-a știut, n-a simțit că are valori tensionale mari, cu fibrilație atrială recurentă, deci o tulburare de ritm a inimii care apare de regulă atunci când apar creșteri foarte mari ale tensiunii arteriale, totodată cu dislipidemie, deci cu creșteri ale colesterolului și trigliceridelor la valori destul de mari, valori ale colesterolului de 290 mg la decilitru și trigliceride de 210 mg la decilitru. Totodată pacientul în urmă cu 6 ani a suferit o traumă emoțională importantă, după care a început să nu se simtă bine și să apară totodată o disfuncție erectilă importantă, astfel încât pacientul i s-a adresat în mod particular pentru acest motiv, dar dânsul avea probleme organice importante, simptome importante la nivelul aparatului cardiovascular și riscuri foarte mari de îmbolnăvire. Urma în momentul în care s-a prezentat la noi un tratament cu 7 medicamente de sinteză care nu reușeau să stăpânească acele salturi tensionale pe care pacientul le făcea și în acel moment se declanșa și fibrilația atrială. Valorile tensionale stăteau peste, cu o maximă peste 180 de mm coloană de mercur și o minimă, deci peste 110. 18 peste maxim. 18, peste. De obicei avea 20-22. Deci asta e hipertensiune zdravă. Este de gradul 3 în clasificarea internațională. Da. Și pe care nu o putea stăpâni pentru că nu reușea să fie stăpânită, având și această problemă la nivel psihic, la nivel emoțional. Pacientul lua și un tratament anxiolitic, lua și tratament, două medicamente pentru tratarea dislipidemiei, cu rezultate așa și așa și o viață destul de incorrectă și de stresată. Pacientul, evident, că a urmat diagnosticarea de la noi din clinică. Din fericire, nu avea modificări pe electrocardiogramă, iar modificările ecocardiografice minore, din fericire, deci fără niște modificări organice foarte mari la momentul prezentării la noi,
lui, astfel încât la nivel de biorezonanță dezechilibrele erau foarte mari la nivel psihic, deci la nivelul sistemului nervos central și sistemului nervos periferic, la nivelul nervilor cranieni, cu predispoziție către anxietate și depresie, se confirma prin biorezonanță simptomatologia pacientului și totodată cu manifestări importante și blocaje foarte mari în biocâmpuri la nivel genitourinar, problema care îl supăra cel mai tare pe pacientul nostru. Astfel încât, în urma acestui consult, bineînțeles că electrosomatografia ne-a arătat modificări mari de neuromediatori cerebrali care duceau către depresie anxioasă, cu scăderi de serotonină, dopamină, la nivelul creierului, cu modificări neurovegetative, tot la nivel electrosomatografic, cu predominanța sistemului simpatic, un nivel destul de mare de stres, cu catecolamine foarte mari, care ne arătau că, într-adevăr, cauza acestor manifestări clinice ale pacientului era reprezentată, în primul rând, de starea psihică. Și pacientul avea șanse foarte mari să-i fie foarte bine. Astfel încât... Numai puțin să ne ținem ideea, este public.